Da, normal. Zim tu mie ce ai făcut tu anul ăsta anormal. dacă n-ai colindat, draga mea. E prima dată în viața mea de adult când Ce, fac de normal. Crăciun Ce e sarmale. normal în anorm? Că în general în viața mea de adult de Crăciun nu fac sarmale, că n-am Adică unde și n-ai, n-am doar l-ai timp. mâncat? Anul ăsta am avut vreme să fac sarmale. Așa. Am făcut și normale în foi de varză, dar și în foi de viță. Imaginează-ți. M-am bucurat foarte tare să fiu împreună cu ai mei, îți dai seama, Imagine, iarăi da. primul meu Crăciun împreună cu soțul meu aici acasă. Că de obicei el stă acasă cu cățelul și eu mă duc la colindat. Așa că, na, el e primul cel mai fericit că anul ăsta e anormal și că eu am stat acasă. Am încercat să fac în așa fel încât să pot totuși să-i colind pe cei care își doreau să mă asculte cântând și le-am mai pus câte un filmuleț pe YouTube, le-am mai, nu, dar am mai încercat, am încercat. Auzi tu, dacă tot ești vecină cu Moș Crăciun, nu l-ai întrebat tu, Narcisa, când vii tu acasă să bem și noi o rincă, să facem și noi o cântare, să te strâng și eu în brațe, că dacă mi-e dor de ceva pe lumea asta, mi-e dor să strâng oamenii în brațe și tu ești unul dintre ei? Și mie mi-e dor. Și mie mi-e foarte dor. Mi-e foarte dor să... Deci mi-e foarte dor și să văd aeroportul, să văd clădirea aeroportului. Mi-e dor. Să stau pe hol la aeroport, să aștept ceva, să zbor, să vin, să ne vedem, să ne întâlnim, să ne spunem toate poveștile în așa fel încât să ne uităm să zicem, na, altceva, nimic, nu, nimic. Nu știu, mi-e dor de oameni, mi-e dor să fiu obosită de muncă, știi, de cântat, să zic, vai, am avut astăzi două spectacole sau, nu știu, trei spectacole, cum ar fi fost într-o zi normală astăzi. Și să fiu obosită de muncit. Mi-e dor de multe, dar eu mă adaptez repede și mă bucur de ce trăiesc și acum și încerc să găsesc partea bună din fiecare întâmplare și din fiecare zi. Și încerc să nu mă frustrez că anul ăsta e altfel decât de obicei. Nu știu cât o să dureze moșul, nu știu să-mi zică că n-ai la cum să moș fii timpul frustrată, trece... uite... La moș timpul trece altfel decât la noi, că de-aia poate să ajungă moșul Da. În același timp la toți copiii din lume. Și nu știa moșul să-mi zică așa exact, Da, e cam cât mai haladit durează moșul ăla, până... da, am înțeles. Fii atentă, spune-i moșului că-i, uite aici, și pentru tine și pentru moș, niște cozonaci excepționali, făcuți de Cătălin. Pentru tine, draga mea, am un vin, că știu că îți place. Să știi că așa a fost paharul spart, dar e de la bun de ne place nouă. Colindă-ne în această Uite, seară, chiar dacă o faci de la distanță. Doamnelor și domnilor, ia și tu un pahar. Hai să ciocnim. La mulți ani, Crăciun fericit, să fim sănătoși, să vii acasă, Narcisa, cât de repede posibil, că mi-e tare dor de tine, ne e tare dor de tine. Până atunci, încântă-ne cu un colind minunat, numai cum tu știi să faci. Doamnelor și domnilor, să aveți sărbători fericite, să aveți Crăciun fericit. Mâine la Antena 3, Florentina Fântânaru o să fie gazda dumneavoastră în aceste ediții speciale. Narcisa, te pup și te iubesc. Și acum vrei să-ți cânt? Vrei să-ți cânt? Da. Vrei să-ți colind? Da, normal, acum? Păi stau aici ca muta, nu vezi? Da. Un pic așa, nu? Da. Ok. Da. Pentru un pic numai o țâră, da. Un pic. Lasă-ne mirea în casă, flor, da, de flor de măr. Lasă-ne mirela în casă, flor de albe flori, că afară ninge varsă, flor de albe flori de măr. Că afară ninge varsă, flor de albe flori, iar dacă nu ne crezi, flor de albe flori de măr, hai afară și ne vezi, flor de albe flori, că de frig ne-am făcut vers, flor de albe flori de măr. Ca și iarba din livezi, flori de albe flori, sara bună și o colindă, flori de albe flori de măr, și un cârnat stat în grindă, flori de albe flori. Arată cârnat, uite. Uite cârnatul, Narcisa, că uite, vezi? Ia uite, fii atent. Nu vreau să-ți fac poftă. Că nu vreau să-ți fac poftă. Dar promit că atunci când vii, te-ți promit că atunci...
tăi scârnați sunt ai tăi, toți. Atâta s-am promis că atunci când vin, mă duc și pe mine la breaza la mămica ta. Dar tu ești aici ca la tine acasă, nu? Asta e problema. Tu numai vino, auzi? Numai că n-am fost până acum, o dată dar de asta și tu vino la breaza, la ui, porțile-s deschise. Narcisa, te aștept Mirela... și pe tine, i-am promis și Sabinei că o primesc fără declarație. Narcisa, Mirela, seară bună să aveți în continuare și un... Seară bună și ție, Sabina, Crăciun fericit și ție și mămicii tale. Doamne ajută, transmit, sigur se uita și ea acum la noi. Multă sănătate să avem, căci e mai bună decât toate, mai ales în acest an. Împreună aflăm de la ora 20 ce vedeți aici la Antena 3.